caramele de calamar. Scumpe? Nu! Luați, sunt foarte La raionul de pește din acest magazin, clienții s-au așezat la coadă încă de dimineață. Fiecare vrea să aibă pe masa de revelion pește ca să treacă lin prin necazuri, precum trece acesta prin apă. Ce pește ați cumpărat? Cât a fost? Nu am cumpărat, acum vreau să cumpăr. De care pește? Somn. De-abia acum mă uit, dar văd bine, dar să văd cum o fi când îl face, când îl pune la prăjit, la făcut. Acum eu văd că arată bine peștele. Pentru anul nou e bine să mâncăm pește. Da, da, am auzit că e bine și din asta am venit să cumpăr un pește. Aceeași forfotă și la raionul de fructe și legume, abia dacă mai aveai loc să arunci un ac prin mulțimea de clienți. După masa încărcată de Crăciun, la mare căutare în hipermarketuri în această perioadă sunt fructele și legumele proaspete. Hipermarketurile au realizat încasări record în perioada sărbătorilor de iarnă. De toate. De toate. Pește ați luat? Da. Am luat și pește, am luat de toate. Ultimele cumpărături pe anul acesta? Da, da, da. Pregătirile pentru revelion? Da, pregătiri pentru revelion. Kiwi, cartofi, ardei gras, roșii, castraveți, cozonac. Mai multe legume și fructe, văd. Da, da. Două de bere, atât. Fără alcool, mult. Cine nu are timp pentru cumpărături, trebuie să știe că marile magazine sunt deschise și în ultima zi a anului până la ora 18.